găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Cu lacrimi în ochi și bucurie în suflet vă anunț că s-a terminat campania electorală. Sfârșit, nu mai putea. Da. Oricum, dincolo de toate, sigur, s-a muncit foarte mult în această campanie electorală. Am avut invitați și aici în emisiune la Azi în Brașov, dar și la colegul meu Dorian Lungu, pentru ca brașovenii să fie informați. Cred că ăsta a fost, sau sunt convins de fapt, că ăsta a fost scopul nostru principal. Acum suntem informați și duminică știm ce avem de votat. Dar mie îmi plac totuși emisiunile, sau îmi plac mai puțin emisiunile politice, îmi plac mai mult alte emisiuni, cum ar fi asta despre România sălbatică. Știați că există o România sălbatică? Aflăm astăzi. Dan Dinu, fotograf și inițiatorul proiectului România sălbatică. Salut, Dan! Salut, salut! Și Cosmin Dumitrache, videograf, tot România sălbatică. Salut, Cosmin! Salutare! Asta e, zic că e prima oară când văd termenul ăsta, videograf, deși am mai întâlnit pe undeva așa, videograf, sună foarte, foarte bine. Proiectul ăsta, România sălbatică, a început în anul 2010, în colaborare cu WWF, știe toată lumea ce e WWF, da? World Wild Fund for Nature, cu sprijinul Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva și implementat împreună cu Administrația Parcurilor Naturale și Naționale. Deci avem și parcuri naturale, dar și naționale. Dan, de unde ți-a venit ideea asta cu România sălbatică? Păi a venit așa dintr-o necesitate, pentru că la vremea respectivă ne-am dat seama că nu avem atât de multe imagini faine cu parcurile, cu rezervațiile mari de la noi, pentru a fi folosite de către cei care lucrează la parcuri, de către ONG-urile de mediu. Și atunci de acolo a plecat ideea asta în alături de WWF, să mergem, să facem aceste fotografii și să le dăm mai departe, să le dăm gratuit pentru a putea fi folosite, să ne ajutăm cumva zonele protejate prin implicarea în acest proiect fotografic. Da, cred că este o aventură să descoperi, dacă vrei, România asta sălbatică și cred că și lui Cosmin a plăcut aventura, nu? Din 2014 a intrat și el în proiect. Maxim și încă îmi place din ce în ce mai mult și cumva acesta a fost și scopul pentru care m-am alăturat proiectului. Practic căutam proiecte de filme documentare despre natura din România și astfel l-am cunoscut pe Dan. Și împreună am pus bazele continuării pe mai departe a proiectului și anume să realizăm un film documentar așa cum s-a mai făcut până acum la noi în țară. Da, este cel mai mare proiect de fotografie și film documentar dedicat naturii în țara noastră. Avem așa niște lucruri care se mai întâmplă apropo de România, dar nu exclusiv pe partea de natură. L-am văzut și pe prietenul nostru Charlie Oatley cu White Carpathia și ce mai are el acolo. Filme faine, într-adevăr, documentare faine, dar și ăsta cred că va fi interesant, România sălbatică. Mai există, Dane, în momentul ăsta o Românie sălbatică? Noi zicem că da. Uite, dacă te uiți pe monitorul din spatele nostru... Tot uite, când a început emisiunea, stai liniștit. Sunt doar câteva secvențe. Eu zic că există și este foarte important ca, nu știu, cât mai mulți dintre noi să realizeze că există și să punem umărul la treabă și să protejăm. Pentru că altfel ne vom trezi ca în țările din vest, prea târziu și când nu mai avem foarte multe de făcut. La noi încă mai sunt lucruri de protejat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cred eu că ne-am obișnuit prea mult cu România asta noastră dintre blocuri, din viața de zi cu zi, din cotidianul ăsta care ne mănâncă așa ore din viață și cred eu că este foarte important să mai ieșim un pic și în natură. Pentru că dacă nu ieșim, o să spunem că nu mai avem România sălbatică, că nu mai avem natură, că nu mai avem păduri, că nu mai avem nimic. Lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile astea chiar există în teren. Trebuie doar să avem un pic de bunăvoință, să ieșim afară, să le vedem. Da, partea asta de wild, așa, de sălbăticie, de chestii care nu au absolut nicio legătură cu blocurile, cu asfaltul, cu, ar trebui să fie foarte atractive pentru români. Și tu ai spus un lucru important, cei din vest nu mai au lucrul ăsta. Și să știi că nu l-au pentru că au fost luat prin surprindere. Uneori chiar au renunțat cu bună știință. Au relocat animalele sălbatice, le-au împușcat răpitorii mari
i-au împușcat, i-au, adică au zis, domnule, haide să luăm pădurea asta doar pentru om. Pentru ca noi să ne putem... Noi acum românii stăm, ai văzut, probabil că ați văzut amândoi, stăm și ne uităm cu gura căscată așa și cu bale, că există prin vest nu știu câte păduri, munți, cu trasee de mountain bike și așa mai departe. Vă, ce fain e. Nu zic că nu e fain, este foarte fain și putem să facem și noi lucrul ăsta. Deja în Postăvară am început să facem. Dar să facem, să ținem totuși bariera aia între viața sălbatică și ceea ce facem noi. Atacul sălbatic al omului, dacă vreți. Cosmin, te-ai întâlnit cu animale sălbatice? A stat așa față în față? Ți-au povestit ceva interesant? Da, bineînțeles. Întâlnirile cu animalele sălbatice au fost printre cele mai emoționante și cele mai interesante din tot proiectul, aș putea spune. N-am avut întâlniri care să mai să fie periculoase sau ceva de genul. Într-adevăr, ne-am mai întâlnit cu urși și cam atât. Adică n-am avut niște întâlniri în acestea care să ne pună, să zic, viața în pericol sau alte lucruri. Dar am avut foarte multe întâlniri în care am observat comportamentul și cum animalele își desfășoară viața de zi cu zi. Am asistat la foarte multe scene de împerechiere, de care animalele își caută hrană, în care trec dintr-un anotimp în altul. Au fost foarte multe momente faine și cu multe specii. Adică în film o să avem o incursiune prin mai multe zone ale țării, prin cele mai emblematice zone ale țării, atât prin parcuri naționale, naturale, dar o să arătăm și foarte multe specii din zonele respective, precum carnivorele mari, mă rog, capre negre, foarte multe specii de păsări. O să fie un film foarte diversificat din acest punct de vedere. Și tocmai de aceea o să arătăm România așa cum cu siguranță mulți dintre telespectatori nu au văzut-o. Da, acum am constatat în timp ce mă uitam pe imaginele, că eu nu pot să-mi iau ochii de la imagini. Foarte rar mi se întâmplă, știi, să nu-mi fugă ochii de pe imagine. Văd imagine de acolo și mi-am dat seama că am zis de răpitori mari văzând imaginele din Delta, știi? Nu m-am gândit la carnivore mari, da. Eu, de fapt, mă gândeam la carnivore mari aici, la urs, la lup, poate chiar râsul. Sunt în continuare animale frumoase. Da, periculoase, dar până la urmă de asta sunt animale și trăiesc în mediul lor. Noi ne ducem peste ele în mediul lor și nu de puține ori le provocăm. Voi ați avut, văd aici, 80 de deplasări și 450 de zile petrecute în teren. Deci asta mi se pare un lucru fabulos, nu? Să, după atâta timp poți să spui fără să greșești, nu, Dane, că ești una cu natura. Da, am tot spus că nu ai cum să faci un astfel de proiect fără să iubești natura, fără să fii acolo, fără să o înțelegi, fără să, nu știu, să fii parte din minunea asta. Pentru că noi ne rupem foarte mult în viața de zi cu zi, ne rupem foarte mult de natură. Și uneori cred că un astfel de film sau un astfel de mers chiar ne cramponează mai mult în toată povestea asta și chiar ne dă această idee că suntem parte din natură. Adică oricât de mult am vrea noi să ne rupem, totuși suntem parte din natură. Nu avem cum să facem această ruptură. Și spuneai puțin mai devreme de animale periculoase. Să știi că cred eu că cel mai periculos animal este omul, nu animalele din pădure. Adică mai mult rău facem noi uneori decât fac animalele. Iar din experiența noastră până acum nu am avut niciodată o situație în care să fim puși în pericol. Așa că niște kilometri, nu? Prin păduri. Au fost foarte mulți și ne-am întâlnit de foarte multe ori cu animale, dar de cele mai multe ori au stat la distanță, au fugit uneori. Ba chiar a fost foarte greu să le filmăm, să le fotografiem, tocmai pentru că sunt mult mai sălbatice decât în multe alte țări. Da, e adevărat. Avem imaginea asta așa de la desene animate cu ursul ăla, cu Baloo, cum vine el simpatic sau oricare alt personaj de gen. Însă animalul sălbatic este foarte puțin înțeles de noi, de mulțime, pentru că nu ne aplecăm 5 minute
asupra unor comentarii, să zicem, sau asupra unor date pe care le găsim ușor pe internet despre animalul sălbatic. Să știm cum reacționează ursul, să știm cum reacționează lupul, să știm cum reacționează râsul, șarpele, vipera, nu? Și alte animale pe care, într-adevăr, animale, reptile, pe care le considerăm periculoase. Dar, într-adevăr, tu ai dreptate. Omul se vede de departe că este cel mai periculos animal de pe aici. Pot să spun foarte ușor cum reacționează. Vor fugi de tine. Deci mai tot timpul asta este reacția firească. Animalul fuge de om. Da, în condiția în care nu îl iei prin surprindere, pentru că atunci deja se schimbă datele problemei. Chiar și atunci sunt rare cazurile în care ești pur și simplu atacat de un animal sălbatic. Da, bine, dacă calci pe o viperă că dormi și tu pe tine și doarme și ea la soare, întinsă pe undeva, atunci, da, nu cred că fuge chiar așa. Adică... Poate să spună Cosmin cât de mult am chinuit să căutăm niște vipere, să le fotografiem, să le filmăm. A fost extrem de greu. La șerpi, într-adevăr, chiar n-am avut succes. Am căutat și mă auzeam mereu la știri și toată lumea, vipere. Unde sunt, frate, viperele alea? De când le căutăm să le filmăm? Ba chiar mai mult în Parcul Natural Bolsele de Fier, am fost cu biologul de acolo să căutăm vipere într-o zonă foarte frecventată și bine știută de ea. Am mers și am căutat și ne-am întors cu nimic. Că n-am găsit. Toată România sălbatică, n-aveți șerpi? Ba da, avem câțiva. Aveți câțiva. Avem câțiva, doar că este și foarte greu. Filmul nostru se concentrează pe diverse povești legate de diverse specii. Și atunci este destul de greu să poți să concepi o poveste doar cu câteva secvențe. Sunt animale cu care avem niște povești mai interesante, sunt animale pe care doar le prezentăm. Deci cumva este un amalgam așa de povești mai mici, care la final o să fie o poveste mare. Dar este greu să faci un film doar despre o anumită specie și pentru faptul că ar fi poate un pic prea mult pentru un film care ar trebui să arate România în toată splendoarea ei. Da, trăim într-o țară frumoasă, trăim într-o țară unde Dumnezeu, natura, chiar ne-au dat, adică n-au fost zgârciți sub nicio formă, de la vorba lui Mircea cel bătrân, de la marea cea mare și până în... sau pe cel mai înalt vârf din România, pe Moldoveanu. Cred că de acolo avem de toate. Câmpie, dealuri, păduri, mlaștină, avem delta Dunării, avem Dunărea în sine, fluviu, râuri. Adică n-a existat zgârcenie la capitolul ăsta. Și uite că, nu știu, poate și perioada aia de restricții comuniste a avut și ea un plus la capitolul ăsta, s-au protejat totuși anumite zone. Într-o oarecare măsură, pentru că dacă ne gândim la marile platforme industriale și la agricultura asta făcută destul de agresiv în perioada respectivă, s-ar putea să avem și surprize. Unele lucruri de acolo au pornit. Dar important este să fim atenți la ce avem acum și să protejăm ce avem acum, să nu ne ducem în ideea că vrem să fim atât de vestiși prin orice fel de abordare și să uităm de fapt că natura este parte din viața noastră. Și avem, în România avem cea mai mare biodiversitate din toată Europa și tocmai de aceea și prin acest film vrem să ca lumea să conștientizeze acest lucru și cumva să ne trezim și să o protejăm, adică să nu ajungem în situația țărilor din vest, să nu mai avem și să începem să plângem sau să începem să reconstruim sau să investim prin diverse programe să aducem natura înapoi. Este mult mai greu să aduci o specie înapoi sau să refaci un habitat decât să-l păstrezi pe care l-ai. Sunt extrem de multe exemple în care am încercat să readucem habitatul la valoarea inițială sau să introducem o specie, să reintroducem o specie într-un habitat. Se cheltuiesc foarte mari sume de bani pentru chestia asta și este foarte, foarte greu. Așa că mai bine am văzut în imaginile voastre zimbru și cred că și tu te gândești la el, nu? Este una dintre specii, cu siguranță. Este poate cea mai emblematică. Și chiar este foarte, foarte greu să faci un astfel de program. Plus că și legislația din România este un pic ciudată atunci când vrei să aduci un animal. Devine al nimănui, pentru că el nu mai este pe acele documente prin care, nu știu, cei care lucrează în sistemul silvic să aibă grijă de el, să-l ia în custodie, să știe că este acolo. Să monitorizeze. Exact. Trebuie schimbată legislația pentru treaba asta. Și uneori e cel mai greu lucru să faci asta.
Da, adevărat. Chiar, uite, părțile bune ale campaniei electorale. Știi, am avut emisiuni cu niște oameni, chiar mă bucur că am avut emisiuni cu oameni din toate partidele și oameni inteligenți. Nu, n-am întâlnit chiar oameni care să stea cu vreo foaie de hârtie pe undeva să citească niște lucruri și la revedere. Și un aspect pe care l-am discutat a fost ăsta legat de hățișul legislativ. Și aici cred că va fi o provocare a Parlamentului viitor să mai taie din hățișul ăsta, să-l mai rărească cumva, să vedem lumina soarelui, pentru că altfel lucrurile vor degenera. Uite câte lucruri s-au făcut sau câte războaie s-au dus pentru înființarea parcului ăsta de la Zărnești, sanctuarului de urși, care există acum, este funcțional, este bun, adică își găsesc urșii un loc unde, de fapt, mai devreme sau mai târziu să-și dea duhul, dar stau ca într-un azil acolo, se mai liniștesc după o viață destul de grea. Și nu în sălbăticie, din păcate, ci în preajma omului, mai degrabă. Unde putem să vedem trailerul și serialele care au apărut până acum? Cel mai simplu, pe romaniasălbatică.ro. Pe site-ul nostru este o rubrică de filme unde sunt atât teaserul pe care l-am lansat de curând, cât și filmele mai vechi la care am lucrat. Bineînțeles că putem fi urmăriți și pe Facebook și pe Instagram și pe tot ce înseamnă social media, unde suntem poate puțin mai activi, cu informații mai noi. Noi încercăm foarte mult să ajutăm și la partea de educare și practic prin ceea ce facem să educăm cât mai mult. Da, aici cred că ar fi interesant profesorii, acum mai ales că suntem online total, după cum vede toată lumea, profesorii ar putea folosi romaniasălbatică.ro, profesori de biologie, de exemplu, profesori de geografie, iarăși, să le arate copiilor ce înseamnă biodiversitatea asta, ce animale, ce carnivore mari trăiesc în România, ce carnivore mici, păsări, delta Dunării și așa mai departe. Chiar am primit mesaje de la mai mulți oameni care ne-au spus că le-au arătat copiilor, lucrând în domeniu, ne-au spus că le-au prezentat copiilor filmele noastre mai vechi și cu asta vreau să spun că, într-adevăr, tot proiectul nostru și atât filmul cât și albumul de fotografie care o să iasă, noi ne dorim să ajungem cât mai multe școli, dacă nu cumva o să reușim să facem un parteneriat să ajungă în toate școlile. Adică acesta este scopul principal al proiectului, să ajungă la tinerile generații și acestea să poată să conștientizeze importanța naturii și să o protejeze, să o păstreze cel puțin în modul în care este acum. Da, mai puțin adevărată decât este. Chiar venim în întâmpinarea școlilor cu acest album de fotografie, pentru că ceea ce am făcut noi acum este o campanie de precomandă. Oricine poate să comande un album de pe site și noi la fiecare album comandat donăm unul către o școală. Tocmai n-a venit în acest sprijin, pentru că, exact cum spunea și Cosmin, copiii sunt cei care ar trebui să învețe și să calce pe urme celor care astăzi încearcă să protejeze natura. Da, este. Eu am fost cercetaș și cercetașii au o legătură destul de strânsă cu natura și eu vreau să spun că noi la momentul ăla ne simțeam așa ca niște rangeri atunci când eram într-o zonă de sit de ăsta natural. Aveam tabără, mi-amintesc cu mare plăcere în fiecare an aici lângă Brașov, la Vadu, în Poiana Narciselor. Și patrulam pe acolo, dădeam sfaturi, le spuneam oamenilor să nu rupă narcisele, să le fotografieze, să, nu știu, să le miroasă dacă vor neapărat, dar să le lase acolo. Cumva încercam să dăm un sfat bun. Bine, că nu se întâmpla mai nimic din ce ne propuneam noi sau destul de greu, asta este altă poveste. Însă eu sunt convins că dacă generațiile, copiii de acum, ar fi educați, generațiile ar fi educate, atunci cu siguranță România sălbatică, așa cum este ea acum, chiar ar avea o șansă. Da, va rămâne sălbatică și pentru următorii 100-200 de ani. Următoarele generații, 2, 3, 5. Da.
Da, ideea e să transmitem un respect mai mare pentru natură și să dăm și ideea aceasta că totuși valorile acestea naturale pe care noi le avem în România ar trebui să fie un motiv de mândrie și de bucurie pentru noi ca toți românii. Acum, făcând o paranteză cu asta, având o experiență în Statele Unite, acolo era o mândrie națională că iau parcurile acelea naționale și speciile acelea de animale. Și chiar și noi putem să facem asta, pentru că avem foarte multe lucruri care să ne mândrim. Da, ieșim din țară și am mai spus lucrul ăsta într-o emisiune, ne uităm așa cu gura căscată. În emisiunea respectivă era vorba despre arhitectură și stăm prin capitalele astea europene sau chiar prin orașe mai mici și ne uităm așa cu gura căscată la arhitectură, la piețe, piațete, fântâne arteziene și așa mai departe, în condițiile în care și în România există. Și nu ridicăm privirea și discutam cu invitatul meu apropo de ridicatul privirii. Mergem pe Republici în Brașov, dar nu ridicăm privirea. Da? Și stânga-dreapta sunt clădiri extraordinar de frumoase, cu sculpturi frumoase, cu geamuri făcute într-un anume fel, cu o cornișă făcută într-un anume fel, cu poartă, cu gang într-un anume fel. Și nu vedem. Mergem mai departe. Și ajungem într-un oraș european, dar nu contează pe unde ar fi, și stăm cu gura căscată și facem 100.000 de poze la niște clădiri asemănătoare. Dacă nu chiar identice, pentru că a existat un anumit curent și el s-a păstrat. La fel și cu natura. Ne ducem, povestim de parcuri din Croația, povestim de parcuri de pe tot mapamondul ăsta, da? Dar nu știm să povestim nimic despre Piatra Craiului, de exemplu. Să sperăm că după ce vede lumea filmul și albumul de fotografie, o să schimbe un pic părerea. Pentru că anul ăsta s-a văzut oricum o întoarcere, dacă vrei, la turismul de la noi. Pentru că am fost nevoit să stăm în țară. A avut două aspecte, să zic, la capete opuse. Unul a fost că în perioada de lockdown nu a mai ieșit deloc și atunci natura și-a văzut de cap și a fost chiar foarte interesant ce s-a întâmplat în perioada aia. Iar al doilea, după ce am ieșit din lockdown, în vară s-a pus o presiune foarte mare pe zonele turistice de la noi, zonele naturale de la noi. Dar cred eu că foarte mulți și-au redescoperit țara în felul ăsta. Și ar putea să fie o invitație. Hai să facem turism și la noi, turism de calitate. Hai să avem grijă de natură și la noi. Și poate, exact cum spuneai și tu, data viitoare să ne minunăm de ceea ce vedem la noi în țară, nu neapărat de ceea ce vedem afară. Asta nu înseamnă că nu trebuie să călătorim. Desigur, putem călători. Dar pur și simplu trebuie să ne știm că și țara noastră are anumite avantaje din punctul de vedere și când vine vorba de natură, chiar este greu să egalezi această diversitate pe care România o are la nivel european. Da, filmul România sălbatică, și aici văd că sunt alte cifre, da? 50 de deplasări, 3 ani, 300 de zile în teren, da? Astea îmi plac mie foarte tare, cifrele astea. 100 de ore de material filmat în majoritatea regiunilor spectaculoase ale României, filmări în premieră. Cum? Ia, spune-ne repede, acum, în premieră la RTT, filmările în premieră din România sălbatică. Da, cifrele sunt oarecum cât de cât aproximative, nu am stat să cuantificăm exact. Evident, exact. Evident. Și într-adevăr o să avem niște filmări, niște secvențe în premieră pentru România. Cu multe specii de animale, o să avem o secvență foarte, foarte interesantă și intensă cu cocoșul de munte, o să mai avem una cu acvila de munte, cu caprele negre, cu urși, o să avem secvențe inedite care, și comportamente care nu au mai fost surprinse, cel puțin pe teritoriul României. Noi am început să aducem... Ca să aducem un alt fel de standard, cel puțin din punct de vedere al conceptului. Pentru că dacă am avea bugetele de afară și echipamentele de afară, lucrurile ar putea fi făcute complet diferit și la noi. Doar că atunci ne-am încercat să compensăm anumite lipsuri, ca să zic așa, prin cât mai multă creativitate, prin cât mai multă implicare, prin acele multe zile de stat în teren. Și într-adevăr am reușit să obținem niște secvențe care până acum la noi nu s-au filmat în felul ăsta. Normal că au mai fost surprinse poate de cineva cu un telefon sau cu o cameră foto normală. Dar totuși sunt niște secvențe în film care zic eu că ne fac cinste la nivel național, la nivel internațional pe anumite specii. Chiar astăzi lucram la una dintre ele și montam acolo, pentru că suntem deja în procesul de postproducție.
Și chiar ne întrebam, că suntem foarte mari amatori de filme documentare și ne uităm la foarte multe filme documentare de genul ăsta, dar nu am văzut până acum o secvență de genul cele pe care noi am surprins-o, atât de complexă, cu atât de multe detalii. Ceea ce ne bucură, înseamnă că suntem pe drumul cel bun și înseamnă că o să fie ceva interesant. Am vrut să zic exact ca fiica mea, nu spoilerii. Nu, de adevăr, noi nu avem nici lei, tigri sau alte animale extravagante în țară și de aceea... Atât mai bine. Avem niște specii mai, da, avem niște specii mai simple, mai comune, să zic așa, la nivel internațional, dar cu care am reușit niște povești foarte, foarte interesante de comportament și ca și complexitate. Da, avem animalele noastre până la urmă și fiecare zonă este frumoasă, fiecare zonă care a păstrat, uite ce nenorocire este din punctul meu de vedere în Africa, până n-au făcut parcuri, rangeri înarmați și așa mai departe, era acolo, ce, crimă organizată, dacă vrei, genocid în rândul animalelor. Da, mulțumesc frumos, Dan, mulțumesc, Cosmin, spuneți-mi când vedem filmul, în 2021, când? Sau nu știți exact? Undeva în vară. Undeva în vară. Sperăm noi să fie gata. Deci eu abia îl aștept cu interes. Te promit că mai facem o emisiune înainte de lansare. Perfect. Nu? Ar fi bine. Mulțumesc frumos, Dan Dinu, fotograf, inițiatorul proiectului România Sălbatică, Cosmin Dumitrache, videograf, tot România Sălbatică. Videograful e un fel de cameraman, așa mai avansat, nu? Da, e un cameraman preluat din UK. Un cameraman de UK. Bun, bravo. Și trebuie să vă readuc aminte, romaniasalbatica.ro, ca să vedeți cu ce s-au ocupat băieții ăștia în ultimul timp. Și în vară, în 2021, trece și pandemia, o să vedem și filmul România Sălbatică. Vă mulțumesc! Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.